după cum ați observat, am intervenit cu câteva momente de poezie cu copilași mai micuți, da, care au interpretat poezii acum, în această zi importantă de 1 decembrie. Sunt tot copii de la Școala de Teatru și Televiziune, dar sunt și copii pe care îi coordonez și la o altă școală, la Centrul Cultural din Pucioasa. În continuare, am vrea să vă citim o povestioară. O povestioară, asta așa, ca de 1 decembrie, așa să intrăm și noi puțin în lumea poveștilor, dacă ar fi fost și niște un foc lângă noi, da? Dar asta o să facem poate de Crăciun, mai știți? Unde o să ne ducă picioarele. Haideți să vedem ce și cum. Povestea se numește Vasilisa cea frumoasă. A fost odată într-o împărăție un neguțător. Trăia de 12 ani la olaltă cu nevastă sa și aveau doar o singură fată, pe Vasilisa cea frumoasă. Odată, când fata avea 8 ani, mama ei s-a îmbolnăvit rău, fără putință de îndrăvenire. Înainte de a muri, negustoreasa a chemat-o pe neguțătoreasa, a chemat-o pe Vasilisa la căpătâiul ei, a scos de sub păturică o păpușică, i-a dat-o fetei și a zis: "Ascultă-mă cu luarea minte, Vasilușca, să ții minte și să îndeplinești întocmai vorbele mele. Eu o să mor. Odată cu blagoslovirea părintească, îți las și această păpușică. Ai grijă de ea, s-o ții întotdeauna la tine și să nu o arăți, copila mea, nimănui. Când ți s-o întâmpla vreun necaz, să-i dai bucate să mănânce și apoi să o rogi să te sfătuiască ce să faci. După ce se va sătura, ea o să-ți spună cum să scapi din nenorocire." Zicând acestea, mama își sărută copila și se stinse din viață. După moartea nevestii, neguțătorul a plâns și a ținut doliul așa cum cere datina, apoi s-a gândit că ar fi bine să se însoare. Era un bărbat chipeș și fetele de măritat nu i-ar fi găsit cusur, dar dintre toate lui i-a plăcut o văduvioară. Era trecută de prima tinerețe și avea și ea două fete, cam de aceeași vârstă cu Vasilisa, iar neguțătorul s-a gândit că o să fie gospodină și mamă pricepută. Neguțătorul s-a însurat cu văduvioara, dar s-a înșelat amarnic, căci n-a aflat în ea o mamă bună pentru Vasilisa lui. Vasilisa era cea mai frumoasă dintre toate fetele din oraș. Mama și surorile vitrece o pismuiau pentru frumusețea ei și o chinuiau cu tot felul de munci trudnice peste puterile ei, ca din pricina lor ea să slăbească, vântul și soarele să o înnegrească. Făceau orice numai să-i fie viața amară, dar Vasilisa răbdă totul fără să crâcnească. Cu fiecare zi ea se făcea tot mai frumoasă, în vreme ce maștera și fetele ei slăbeau și se urățeau de răutate, deși nu făceau nimic, ci stăteau cu brațele încrucișate ca niște boierese. Vasilisa era ajutată de păpușica ei, căci altfel cum ar fi dovedit biata fată, atâta noian de treburi. Uneori poate nici nu se atingea de mâncare și păstra pentru păpușica bucatele cele mai gustoase. Seara, după ce toți se culcau, ea se încuia în odăița în care trăia. Punea dinainte păpușii bucățele și, îmbiindu-o, rostea: "Ia, păpușico, și mănâncă, și durerea mea ascultă. Maștera cearea mă prigonește, îmi mănâncă zilele. Învață-mă ce să fac, cum să mai trăiesc." Păpușica se ospăta, apoi da sfaturi și alina durerea, iar către dimineață îi sprăvea toate corvezile ce cădeau în seama Vasilisei. Când se trezea în zori, fata găsea treburile făcute, soba încinsă, căldările pline cu apă, straturile în grădină săpate și plivite, răsadurile udate. Au trecut câțiva ani, Vasilisa a crescut mare, acum era fată de măritat. Toți flăcăii din oraș veneau într-una să o pețească, dar la fetele mamei vitrege nu se uita niciunul. Maștera devenise și mai rea decât înainte. Sunt eu maștera un timp, că după aceea schimbăm. Eu voi fi maștera, tu vei fi păpușica Teodora, tu, Andra, vei fi fetița
Vasilisa, da? Și hai să vedem dacă nu fi tu bunicuța, dar trebuie să vedem, da? Hai! N-a mărit pe cea mică înaintea celor mari? Iar după ce plecau, pețitorii își vărsat-o necazul pe Vasilisa. Odată, necuțătorul a plecat de acasă pentru mai multă vreme cu treburi de ale sale necuțătorești. Atunci, maștera hotărâ să se mute într-o altă casă. Casa asta se afla lângă un codru des. În mijlocul codrului era o poieniță, în poieniță o căsuță, iar în căsuța asta trăia muma pădurii. Muma pădurii mânca oameni și nu lăsa pe nimeni să se apropie de coliba ei. După ce s-a mutat în casa cea nouă, neguțătăreasa, plină de ură pe Vasilisa, o trimitea mereu în pădure. Ba după una, ba după alta, dar Vasilisa se întorcea de fiecare dată cu bine acasă, căci păpușica i-a arătat drumul și nu o lăsa să se apropie de coliba mumii pădurii. A venit toamna. Într-o seară, maștera le dădu celor trei fete de lucru în casă. Pe una o pusă să coasă, pe alta să împletească ciorap, iar pe Vasilisa să toarcă. Stinse focul și luminile din toată casa, lăsând aprinsă doar o singură lumânare în odaia unde lucrau fetele. Apoi se duse să se culce. Fetele își vedeau de lucrul lor. După o vreme, lumânarea a început să fumege. Una din fetele maștrii lua forfecele și se duse să potrivească feștila. Dar așa cum îi poruncise maică-sa, ca din întâmplare stinse lumânarea. Vai de mine, ce o să ne facem acum? Zise ea. N-avem pic de foc în toată casa și noi nu ne-am terminat lucruri. Trebuie să dăm fuga după foc la muma pădurii. Andra, hai tu, cealaltă fată. Mie îmi luminează acul, zice cea care cosea. Eu nu mă duc. Alexandra. Nici eu nu mă duc, spuse cea care împletea ciorapi. Mie îmi luminează andrelele. Una dintre voi. Tu trebuie să mergi după foc. Du-te la muma pădurii. Tăbărâră cele două surori vitrege pe biata Vasilisa și o alungară din odaie. Vasilisa se ascunse în cămăruța ei, așeză dinaintea păpușii bucatele pregătite și rosti. Ia, păpușico, și mănâncă și durerea mea ascultă. Surorile cele vitrege m-au trimis la muma pădurii după foc. Muma pădurii o să mă mănânce. Păpușica se ospătă, apoi ochii ei se aprinseră ca două lumânări. Nu-ți fie teamă, Vasilisușca, vorbia. Mergi unde ți-au poruncit, dar ia-mă și pe mine cu tine și n-o să pățești nimic la muma pădurii. Vasilisa se pregăti de drum, puse păpușa în buzunar și porni spre codul cel întunecat, tremurând de frică. Merse ce merse, când deodată zări un călăreț cu totul și cu totul alb. Straierele erau albe, calul de sub el alb, șaua și frâul calului albe. Se-i iviseră zorile. Merse ace merse și întâlni un alt călăreț, cu totul și cu totul roșu, veșmintele roșii și calul tot roșu. Acum răsărea soarele. Merse Vasilisa și merse toată noaptea și toată ziua. Și abia către seara ajunsese în poiana unde se afla căsuța mumii pădurii. Gardul în jurul casei era făcut din oase de om și din loc în loc erau înfipte capete de om, cu ochii vii. Poarta era făcută din picioare de om, zăvoarele din mâini, iar în loc de lacăt atârna o gură cu dinți ascuțiți. Vasilisa încremenise de spaimă și rămase țintuită locului ca o stană de piatră. Deodată zări un alt călăreț, cu totul și cu totul negru, călare pe un cal negru. Trecu pe lângă casa mumii pădurii și ce făcu nevăzut. De parcă îl înghițise pământul. Venise noaptea. Dar întunericul nu ținu mult. Ochii crainelor de pe gard se aprinseră și toată poiana se lumină ca ziua amiază mare. Vasilisa tremura toată de frică, dar neștiind încotro să o apuce, rămase pironită locului. Curând, în pădure se strâni un vuiet înfricoșător. Copacii trozneau, crengile uscate pârâiau, frunzele foșneau. Era muma pădurii, care se întorcea din adâncimea codrului. Venea călare pe o piuă, cu pisălogul în mână, iar o mătură în mătura, totul în urma ei. Când se apropie de poartă, se opri în loc și începu să tragă în vânt cu nasul încoace și încolo, apoi strigă. Puu, puu, miroase a carne de om! Care ești pe aici? Vasilisa se apropie de babă cu spaima în suflet și făcând o plecăciune adâncă rosti. Eu sunt mătușa, surorile vitregele m-au trimis la dumneata după foc. Aha, bine! Le cunosc eu pe ele! O să rămâi la mine o vreme să-mi slujești în casă și pe urmă o să-ți dau și foc!
Apoi se întoarse spre poartă și strigă: Hei, zăvoarele mele puternice, descuiați-vă! Hei, voi, porților, deschideți-vă! Porțile se deschiseră și muma pădurii intră șuierând. După ea intră și Vasilisa, apoi porțile se închiseră la loc. Intrând în casă, muma pădurii se întinse pe o laviță și zise Vasilisei: Adu-mi coace tot ce e în cuptor! Mi-e foame, vreau să mănânc! Vasilisa aprinse o surcică de la unul din capetele de pe gard. Apoi începu să care babii bucatele. Din pivniță îi aduse kvas, mied, bere și vin. Nu știu ce e kvas, trebuie să ne uităm. Muma pădurii mâncă și bău totul, iar Vasilisei îi lăsă puțină ciorbă, o bucățică de carne de purcel și un colț de pâine. Când se duse la culcare, baba Hârca îi zise Vasilisei: Ia minte, mâine după ce plec eu să mătur curtea, să te ridici prin casă, să gătești prânzul, să speli rufele, apoi să te duci în hambar, să iei o baniță de grâu și să-l alegi de neghină. Ai grijă să îi spravești totul până mă întorc, altfel o să te mănânc! După ce dădu poruncile, muma pădurii se culcă și începu să sfărăie. Vasilisa luă bucatele rămase de la cina babei, le puse dinaintea păpușii și, vărsând șiroaie de lacrimi, rosti: Justina, ia păpușico de mănâncă și durerea mea ascultă. Muma pădurii mi-a dat de lucru peste puterile mele și m-a amenințat că dacă nu-i sprăvesc, o să mă mănânce. Ajută-mă! Păpușica îi răspunse: Nu-ți fie teamă, Vasilica cea frumoasă. Mănâncă și tu și culcă-te. Noaptea e un sfeșnic bun. A doua zi, Vasilisa se sculă dis de dimineață. Muma pădurii se trezi și ea și privi pe fereastră. Ochii cranilor din gard se stinseseră. Curând, trecu în coană călărețul cel alb și se făcu ziua de-a binelea. Muma pădurii ieși în curte, fluieră odată dinaintea ei, se iviră piua, pisălogul și mătura. Atunci trecu și călărețul cel roșu, iar soarele se înălță pe cer. Baba Cloanța încălecă pe piuă și ieși din curte, mimând piua cu pisălogul. După ea venea mătura, măturând urmele. Vasilisa rămase singură și se apucă să cerceteze gospodăria, minunându-se de bogățiile strânse acolo. Apoi rămase pe gânduri, neștiind de ce treabă să se apuce mai întâi. Dar, spre uimirea ei, băgă de seamă că toate treburile erau făcute. Păpușa alegea din grâu cel din urmă boabe de neghină. Binefăcătoarea mea! Vorbi Vasilisa către păpușă. M-ai scăpat din nenorocire! Ți-a mai rămas doar prânzul de pregătit, răspunse păpușica. După ce îi sprăvești, poți să te odinești după pofta inimii. Spre seară, Vasilisa pregăti masa și așeză bucatele, așteptând să sosească muma pădurii. Începuse să amurgească, apoi trecu călărețul cel negru și se întunecă de-a binelea, dar apoi se aprinseră ochii din capetele de pe gard și totul în jur se lumină. Curând se auziră copacii trăznind și vreascurile pârâind. Venea muma pădurii. Vasilisa îi ieși în întâmpinare. Ai făcut totul cum ți-am poruncit? Întrebă Cloanța. Povește și te uită singură, mătușă, rosti Vasilisa. Baba Cloanța cercetă totul, pleznind de ciudă că n-are pricină de supărare. Prea bine, spuse ea. Apoi șuieră și apărură trei perechi de mâini care înhățară grâul și dispăru cu el cu tot. După ce mâncă, pregătindu-se de culcare, muma pădurii porunci iarăși Vasilisei: Mâine o să faci tot ce ai făcut și azi, iar pe deasupra să iei din hambar o baniță cu mac și să-l alergi de pământ, bob cu bob. Nu știu cine din răutate l-a amestecat cu pământ. Spunând acestea, baba se întoarse cu fața la peretele și începu să sfore. Vasilisa se duse să dea de mâncare păpușii. Păpușa mâncă și îi spuse același lucru ca și cu o zi înainte. Vasilisa, dragă, culcă-te și noaptea va fi un sfernic bun. Totul o să fie făcut la timp, Vasilușca. Ziua următoare, muma pădurii plecă din nou de acasă, călare pe piuă, iar Vasilisa și păpușa îi spravire de grabă cu toate cu treburile. Când baba se întoarse, cercetă totul și strigă:
Hei, slujitorii nimoși, prieteni credincioși, luați macul și să-mi toarceți din el ulei. Ce stai așa ca o mută? Nu vrei să vorbești cu mine? Întrebă baba Clonța. N-am cutezat, răspunse Vasilisa. Dar dacă nu ție cu supărare, aș dori să te întreb câte ceva. Întreabă-mă, nu mai ia seamă, că unele întrebări nu duc la nimic bun. Cine vrea să știe prea multe, îmbătrânește repede. Vreau să te întreb, mătușă, despre niște lucruri pe care le-am văzut. Când veneam spre dumneata, am întâlnit un călăreț alb cu haine albe, călare pe un cal alb. Oare cine o fi? E ziua mea cea luminoasă, răspunse muma pădurii. Pe urmă mi-a ieșit în cale un călăreț roșu, pe un cal roșu, cu toate veșmintele roșii. Acesta cine mai e? Este soarele meu cel mândru, zise baba. Dar cine e, mătușă, călărețul cel negru pe care l-am întâlnit chiar lângă casa dumneavoastră? Este noaptea mea cea întunecoasă. Toți sunt slujitorii mei credincioși. Ei, ce te-ai oprit? Nu mă mai întrebi? O ispiti muma pădurii. Nu, mi-e de ajuns. Chiar dumneata ai zis, mătușă, că cine vrea să știe prea multe îmbătrânește repede. Bine că ai întrebat doar despre ce ai văzut pe drum și nu despre ce ai văzut aici. Nu-mi place când străinii își bagă nasul unde nu le fierbe oala, iar pe cei prea curioși îi mănânc. Acum o să te întreb eu pe tine, cum de izbutești să isprăvești toate treburile pe care ți le poruncesc? Îmi ajută blagoslovirea maicii mele, răspunse Vasilisa. Să propunem telespectatorilor să schimbăm între noi aceste personaje, da? Ar fi interesant. Cum ar fi să-l pun eu pe Daru să fie vrăjitoarea? Nu? Hai, Teodora va fi vrăjitoarea, muma asta pădurii. Alexandra va fi... Alexandra va fi păpușa. Justina va fi fata, Vasilisa. Dai un moment așa, hai. Și povestitorul, hai să punem pe Andra. Aha, asta era. Care-te din casa mea, fată blagoslovită. Eu n-am nevoie de blagosloviți. Zicând acestea, muma pădurii o îmbrânci pe Vasilisa din casă și o dădu pe poartă afară. Apoi luă din gard o căpățână cu ochii aprinși, o înfipse într-un toiag, i-o dădu fete și zise: ia focul pentru surorile tale, doar pentru asta te-au trimis aici. Vasilisa o luă la fugă, luminându-și drumul cu capul din toiag, care nu se stinsese decât odată cu sosirea zorilor. În sfârșit, a doua zi, spre seara, ajunse acasă. Când era aproape de poartă, vrut să arunce capul, gândind în sinea ei că până acum or fi făcut rost de foc și nu mai au nevoie. Dar, deodată, din cap se auzi o voce înăbușită. Nu mă arunca, Vasilisa, du-mă mamei tale vitrege, spuse focul. Vasilisa privi spre casa mașterii și, nevăzând lumină la nicio fereastră, chibzui să ia capul cu sine. Mama și surorile vitrege o primiră cu blândețe și îi povestiră că de când a plecat, ele n-au mai avut foc în casă. Ele n-au izbutit să-l aprindă, au adus de la vecini, dar nici n-au apucat să-l pună în vatră, că se stingea. Poate, aia fi Justina, mama vitregă. Poate focul tău o să fie mai bun și n-o să se stingă. În continuare. Aduseră capul în odaie. Ochii cei aprinși se uitau țintă la mașteră și la fetele ei și ardeau ca două văpăi. Cele trei femei se risipiră, care și încotro, dar oriunde se ascundeau, privirea arzătoare a ochilor le urmărea necruțătoare, până ce, spre dimineață, le prefăcu un scrum. Numai pe Vasilisa nu o vătămară nicicum. Dimineața, Vasilisa îngropă craniul în pământ, încuie casa cu lacătul și plecă în oraș. Acolo ceru găzduire la o bătrână, care trăia singură până s-o întoarce tatăl ei, neguțătorul. Într-o zi, Vasilisa grăi astfel către bătrână. Bunicuță, mi s-a urât să tot stau fără să fac nimic. Mergi, rogu-te, întârg și cumpărăm niște in. Dar să fie din soiul cel mai bun. Vreau să mă apuc de tors. Bătrâna-i cumpără in din cel mai bun. Vasilisa se apuca să toarcă și lucrul parcă ardea în mâinile ei. Firul tors de ea era nete și subțire ca firul de păr. Curând, isprăvi cu torsul linului. Era timpul să se apuce de țesut, dar nu găsi nicăieri o spată potrivită pentru firele toarse de ea și niciun meșter nu se încumeta să facă. Atunci, Vasilisa ceru ajutorul păpușii.
Adu-mi o spată veche, o suveică veche și păr din coamă de cal. Spuse păpușica. O să-ți meșterez totul. Vasilisa a făcut rost de toate cele de trebuință, apoi se duse să se culce. Peste noapte, păpușa îi meșterie un război de țesut grozav. Spre sfârșitul iernii, fata îi sprăvi cu țesutul. A țesut o pânză moale și subțire, fără asemănare de subțire, încât poate doar pânza de păianjen era mai subțire. În primăvară, după ce au albit pânza, Vasilisa zise către bătrână. Mergi, bunicuțu, în târg și vinde pânza. Cu banii să faci dumneata ce vei dori cu ei. Nu, fata mea. Grăi bătrâna. Asemenea țesătură numai împăratul e în stare să poarte. Mă duc cu ea la palat. Bătrâna se duse la palatul împăratului și începu să plimbe încoace și încolo pe sub ferestrele de la iatacul lui. Împăratul o zări și o întrebă. Fii tu împăratul. Ce-i cu dumneata, bătrânico? Ai trebuință de ceva? Măria ta, răspunse bătrâna, am adus o marfă nemai văzută. Nu vreau să o arăt decât înălțimii tale. Împăratul dădu poruncă să o aducă pe bătrână. Povestitorul, Iustina, hai. Împăratul dădu poruncă să o aducă pe bătrână la el. Cercetă pânza și se minună nespus de tare. Ce dorește în schimbul el? Împărate, măria ta, pânza asta n-are preț. Ți-am adus-o în dar. Împăratul îi mulțumi și la plecare îi oferi darul. Apoi spuse slujitorilor că vrea să facă din pânza aceea cămăși de sărbătoare. Slujitorii porniră să împlinească dorința, dar nu găsiră nicăieri o cusătoreasă în stare să coasă cămăși din asemenea pânză. Atunci împăratul o chemă pe bătrână și zise: dacă ai știut să torci și să țești minunăția asta de pânză, atunci trebuie să știi și să coși cămăși din ea. N-am țesut-o eu, măria ta, grăi bătrâna. Este lucrată de mâinile unei fete care e în găzduire la mine. Prea bine, atunci să coasă ea cămășile. Bătrâna se întorse acasă și povesti totul Vasilisei. Știam eu, zise Vasilisa, că așa o să se întâmple. Se încuie în odaia ei și se apucă fără zăbavă de lucru. Muncii fără preget și curând isprăvi de cusut cămășile împăratului. Bătrâna plecă la palat să ducă împăratului cămășile. În vremea asta Vasilisa se spălă, se pieptănă și se găti în straie de sărbătoare. Abia isprăvise când deodată văzu, intrând în curtea bătrânei, un slujitor împărătesc. Slujitorul intră în casă și grăi: Teodora, fii tu slujitor. Măria sa, împăratul dorește să vadă pe iscusita cusătoreasă care i-a lucrat cele 12 cămăși nemai văzute și să-i dăruiască răsplata cu mâinile lui împărătești. Frumoasa mea, îi zise el, de acum, noi doi, n-o să ne mai despărțim. Vei fi soția mea. Împăratul o luă pe Vasilisa de mână și o așeză pe tron, lângă el. Apoi au făcut nunta. Curând s-a întors și tatăl Vasilisei din călătorie. Tare s-a mai bucurat de norocul fetei lui și a rămas să trăiască la palat. Pe bătrâna, Vasilisa a luat-o pe lângă sine, iar pe păpușa a purtat-o în buzunarul său până la sfârșitul zilelor. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa! Vă mulțumesc pentru prezența voastră în emisiune. Mulțumim telespectatorilor că au stat alături de noi. Vă mulțumesc vouă, ați fost nemaipomeniți. Mi-a plăcut foarte mult cum ați citit, deși trebuie să vă spunem că a fost o citire la prima vedere, da? Acum au primit textele în emisiune. Aici ar fi trebuit eu să le dau înainte, dar este la prima citire, ceea ce încă o dată vreau să vă felicit. Bravo vouă, copii! La revedere! Din tot ne-a mai rămas aieve, acest zid grav, aceste dreve, crunt ferecați în piatra dură, cu pumnii strânși, tăcem din gură. Tăcem, parcă am tăcea de veacuri, ca niște funduri vechi de lacuri,
și ferecați în bezna sură, de mii de ani tăcem din gură. Ei, ziduri, lanțuri, temnicerii, noi numai cremena tăcerii. Ei, biciuri cu bătăi și ură, noi, uriași, îngheți pe gură. Deasupra vremii și genunii, tăcem ca spinii și tăciunii, tăcem ca lama de costură, tăcem mereu, tăcem din gură. Ne linge frigul pe ciolane, ei foame, cuie și ciocane, și orice zi e o mușcătură, scrâșnind din dinți, tăcem din gură. Tăcem ca lacătul pe ușe, tăcem ca focul sub cenușe, tăcem, dar noaptea sub celule vuiesc torente nesătule. Un zgomot bubuie departe, se darmă parcă ziduri sparte și parcă lanțuri cad în zgură. Noi așteptăm, tăcem din gură. Nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor. Cum dor acele brațe slute care să lupte nu mai vor. Cât inima în piept îți cântă, ce înseamnă în luptă un braț răpus? Ce-ți pasă în colb de o spadă frântă când te ridici cu un steag mai sus? Înfrânt nu ești atunci când sângeri, nici ochii când în lacrimi țis, adevăratele înfrângeri s-o renunțările la vis. La mulți ani, România!